În 1968, doi epidemiologi își explică grijile cu privire la viitor într-o emisiune. Unul dintre ei este îngrijorat de virus aduși de avioane, dar celălalt crede că omenirea a învins mereu virușii și ciupercile sunt mai periculoase. Cu toate acestea, ciupercile controlează doar animalele, dar dacă schimbările climatice continuă să afecteze planeta, ciupercile pot evolua pentru a controla oamenii. În 2003, Sara și începe ziua, gătind micul dejun pentru tatăl ei Joel și li se alătură unchiul Tommy. În timp ce mănâncă, se aude la radio că au fost unele probleme în Indonezia înainte de a merge la școală, Sara scotocește în sertarul lui Joel după ceasul lui spart, dar este și curioasă despre încuții pe care tatăl l-a ascuns. Când ies din casă, îl găsesc pe vecinul Danny în timp ce are grijă de bunica lui. Danny spune că nu a mai fost lei de ceva vreme, așa că Joel inventează o scuză și îi spune că Sara va veni mai târziu. După școală, Sara merge în centru ca să-i repare ceasul lui Joel. În timp ce bărbatul îl repară ceasul, sosește soția lui înfricoșată. El nu înțelege ce se întâmplă, dar se grăbește să termine treaba. Apoi Sara merge la vecinii iar soția lui Danny Connie îi aduce câțiva biscuiți, în timp ce Sara îl mânge pe câinele Mercy. Sara răsfăiește o colecție de DVD-uri și nu-și dă seama că bunica are o criză. Sara alege un film pe care să-l împrumute și, în timp ce iese, îl vede pe Mercy uitându-se la Nana. Când ajunge acasă, Sara vede multe avioane ale armatei. Mai târziu, vede la televizor că au fost multe accidente violente în tot orașul. Când Joel vine acasă, Sara îi dă ceasul. Filmul pe care l-a împrumutat de la Connie este unul dintre preferatele lui Joel, așa că îl urmăresc împreună, chiar dacă Sara doarme. Tom îl sună pe Joel pentru a să-l scoată din Închisoare. A fost arestat în timp ce se afla într-un bar, pentru că un băiat a nebunii și s-au bătut. Așa că Joel o pune pe Sara în pat și pleacă. Trei ore mai târziu, Sara se trezește când aude zgomote de afară, elicoptere, țipete și împușcături. Iese din dormitor și când nu-și găsește tatăl, pornește televizorul și descoperă că există o alertă națională care le spune cetățenilor să stea acasă. Apoi aude un zgomot la fereastră și descoperă că este Mercy. Sara încearcă să-l ducă acasă, dar Mercy nu vrea să meargă acolo. Curioasă, Sara merge să verifice vecinii și găsește ușa de deschisă. Ea intră în casă și este întuneric. De fapt, Sara nu vede sângele de pe jos până când nu calcă pe el. Urma de sânge vine de la Denny, care este rănit și cere ajutor. Sara se apropie și o vede pe Nana mușcând o pe Connie. Nana are chestii ciudate care ies din gură și când o vede pe Sara încearcă să o atace, așa că Sara fuge din casă. În acel moment, Joel și Tommy ajung acolo. Iese și Nana din casă și Joel o ucide, explicând că este singura alternativă. Ei pleacă și Joel îi spune lui Sara că este un fel de virus. Oamenii din oraș au fost infectați, iar vecinii lor, au dus-o pe nana la spitalul orașului pentru vizite. În timp ce ies cu mașina din oraș, văd o casă în flăcări și oameni care cer ajutor, dar Joel îi spune lui Tommy să ignore. Când se apropie de autostradă, descoperă că mulți oameni au avut aceeași idee de a părăsi orașul. Tom încearcă să traverseze câmpul, dar armata blochează locul. Avioanele armate încep să zboare mai jos, iar centrul orașului este un haos total. Tommy încearcă să se întoarcă, dar mașina este înconjurată și un avion se prăbușește. Mașina este lovită de explozie. Când Sara se trezește, descoperă că s-a lovit la picior și Joel o ajută să coboare din mașină, apoi o mașină de poliție se izbește și provoacă un incendiu, blocând alea în care se află Tommy. Joel o ia pe Sara și ajung pe străzile pline de oameni infectați, care se hrănesc cu nevinovații. Un bărbat infectat îi vede și îi urmărește, așa că Joel începe să alerge prin magazine și case. Dar bărbatul nu se lasă și urmărește până când ies. Când este pe cale să-i atace, este împușcat de un soldat. Joel încearcă să-i spună soldatului că nu sunt infectați, dar soldatului îi se ordonă să-i omoare. Când bărbatul trage, Joel sare departe, scăpându-o pe Sara. Soldatul încearcă să-l termine, dar Tommy sosește și lucide pe soldat. Joel merge să o verifice pe Sara. Din păcate a fost lovită de glonț. El încearcă să oprească sângerarea, dar Sara îl îmbrățișează și moare în brațele lui. 20 de ani mai târziu, Boston este pustiu și în carantină, cu granițele păzite de armată. Într-o dimineață, sosește un copil rătăcit și militarii lasă să intre pentru a efectua verificările obligatorii. Aparatul indică din păcat o infecție, așa că îi fac o injecție letală. La scurt timp după aceea, cadavrul băiatului este băgat într-o mașină pentru a fi dus acolo unde sunt eliminate organismele infectate. Joel lucrează acolo și nu este supărat de faptul că trebuie să arunce trupurile în foc, dar în secret este și contrabandist. Într-o după amiază, este martor la execuția unui grup de oameni care au încercat să intre în zona de carantină fără autorizație. Acolo el găsește un soldat care cumpără droguri ilegale, plătind cu bani sau țigări. Soldatul îl sfătuiește apoi să stea acasă noaptea pentru că un grup de rezistență numit Fireflies provoacă o mulțime de probleme și gardienii împușcă direct fără să verifice. Mașina nu are baterie, așa că prietena lui Joel, Tess, negociază cu un dealer pentru a cumpăra una. Deși o cumpărase deja, dealerul a vândut-o, păstrând banii. Gărzile traficantului de droguri au bătut-o pe Tess când ea a cerut răspunsuri, iar acum traficantul nu vrea să o lase să plece pentru că este frică de Joel. Conversația lor este întreruptă de o explozie care aruncă în aer peretele și lovește pe toți cei dinăuntru. Când Tess ridică privirea, traficantul a plecat, așa că profită de ocazie pentru a scăpa și descoperă că cineva a pus bomba în mașina armatei. În timp ce Tess fuge, vede grupul de rezistență și armata împușcându-se. Cu mâinile ridicate, Tess cere ajutorul armatei, jurând că nu este un Firefly, dar este arestată. Între timp, în ascunzătoarea grupului Fireflies, el aude de afară, în timp ce este legată de un calorifer. De câte ori un medic merge să verifice dacă este încă sănătoasă, el o insultă. Săturată se fac aceleași analize în fiecare zi, fără a primi explicații. După amiază, Joel merge la un prieten care are un radio și oamenii îl pentru a trimite mesaje lumii exterioare. Îi dă țigările pe care le-a dat soldatul, în schimbul știrilor despre Tommy, care a dispărut în Wyoming cu ani în urmă. Joel întreabă unde se află turnul Wyoming. Prietenul lui îi spune, dar subliniază că este o idee proastă, deoarece zona este plină de pericole. Când Joel se întoarce acasă, ia toate instrumentele pe care le-a ascuns sub podea și începe să pregătească un plan pentru a ajunge la turnul din Wyoming. Își găsește din nou ceasul, dar continuă să-l poarte pentru a-și aminti de fica lui. A doua zi dimineață, Joel vede rănile lui Tess și îi spune ce s-a cu trafic de droguri. Joel se supără și spune că are nevoie de baterie pentru a-l căuta pe Tommy, așa că te i promite că vor afla cine a cumpărat bateria și o vor primi înapoi. Între timp, în ascunzătoarea grupului Fireflies, Marlin este interogată de adepții săi. Ei vor libertatea, la fel de mult ca și ea, dar nu înțeleg de ce trebuie să păzească o fată întâmplătoare închisă într-o cameră și de ce aruncă în aer mașinile armatei. Marlin explică că țintele nu sunt întâmplătoare, țin armata distrasă și departe de ascunzătoarea lor, deoarece o vor duce pe Ellie la turnul de Radio Salem. Le arată de ce el este atât de specială cu o bucată de hârtie. Joel și Tess merg la piață să plătească niște informatori care le spun locația bateriei și decid să intre în clădire printr-un tunel ascuns pentru a-i lua prin surprindere pe cumpărători. Între timp, el încearcă să rupă caloriferul de care este legată, dar nu reușește. Apoi Marlene îi dă rucsacul, inclusiv un cuțit pe care îl iubește și în cele din urmă o eliberează de lanțuri. În timp ce Marlene explică că a fost cea care a salvat-o și că știe numele ei adevărat, Marlene a trimis-o la școala militară, crezând că va fi în siguranță acolo dar el a fugit. Eli vrea să meargă acasă, dar Marley nu o lasă, chiar dacă în cele din urmă îi spune care este scopul secret, care o face atât de specială. La scurt timp după aceea, Joel și Tess folosesc vechile tuneluri pentru a nu fi văzuți. Apoi găsesc un corp infectat lipit de perete, pentru că ciuperca l-a consumat. În cele din urmă ajung la peretele fals pe care trebuie să-l mute pentru a intra în clădire, dar se simte un miros de praf de pușcă și văd sângele curgând pe sub ușă. Când intră, îl găsesc pe comercian și oamenii săi morți și descoperă că bateria este spartă și că a fost uciși pentru înșelătorie. Apoi aude zgomote venind dintr-o altă cameră și când Joel merge să verifice, el este atacat de Ellie, dar el o respinge. Joel ține cuțitul lui Ellie sub picior și o ignoră când îl cere, concentrându-se pe Marlin. Joel o acuză pe Marlin că este cea care l-a pus pe Tommy împotriva lui, dar Marlin îi spune că trebuie să o scoată pe Ellie din zona de carantină. Dar din moment ce și prietena ei sunt rănite, nu mai pot face asta, iar Marlin vrea ca Joel să o facă, deoarece este contrabandist. Există o echipă Fireflies care așteaptă la vechea casă de stat și Marlin îi promite că îl va plăti dacă o duce pe Ellie acolo fără o zgâritură. Joel și Tess vorbesc și acceptă înțelegerea, dar lui Ellie nu-i place și Marlin trebuie să o convingă că este singura lor opțiune. Ellie a cuțitul înapoi și apucă rucsacul, apoi pleacă împreună cu Joel și Tess, dar trebuie să aștepte noaptea, așa că stau acasă la Joel. În timp ce se uită în jur, Ellie găsește o carte cu o notă în interior care indică un fel de cod. O melodie din anii 60 înseamnă că nu mai este nimic și ceva din anii 70 înseamnă că este din nou în stoc, dar anii 80 au doar o cruce roșie. Îl întreabă pe Joel care este semnificația crucii, dar nu răspunde și se odinește. Câteva ore mai târziu, Joel se trezește și aude pe eli spunând că abia așteaptă să plece pentru că nu a părăsit niciodată orașul. Dar fata îi spune lui Joel că auzi la radio trezește mă înainte să pleci și Joel se sperie. Ea zâmbește și explică că a fost o glumă pentru a-i confirma suspiciunile cu privire la cod. O melodie din anii 80 este egală cu probleme. În acel moment, Tessa îi spune că trebuie să plece. Armata patrolează pe străzi noaptea pentru a aminti cetățenilor să stea în case, dar Joel și Tess au un tunel special de contrabandă care le permite să iasă. Trioul merge pe furiș, nu este găsit de luminile armatei, dar când o colesc un zid vechi, întâlnesc un soldat care își face treaba. Bărbatul îi amenință, ignorând oferta de mită lui Tess, și folosește un aparat pentru a verifica dacă sunt infectați. Joel și Tess sunt bine, dar când el se apropie de Ellie, el îl înjunghie. Soldatul își îndreaptă arma spre Ellie pentru a o ucide, dar Joel își amintește de noaptea în care a pierdut-o pe Sara. Enervat de amintire, Joel îl atacă pe soldat și îl bate până lucide, în timp ce Ellie se uită. Tesea mașina soldatului și vede că el este infectată, arătându-i lui Joel. Ellie arată semnele de pe brațul ei, demonstrând că are infecția de câteva zile, dar nu s-a răspândit. Au armata apropiindu-se, așa că fug printr-o gaură din gard, lăsând orașul în urmă pentru totdeauna. Între timp, în apartamentul lui Joel, la radio se aude melodia din anii 80, Never Let Me Down Again. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul să crească. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!